Стимате, домнуле președinte al Academiei de Științe, distinși membri ai Asambleei, onorată asistență, cu permisiunea domnilor voastre, în prezentarea mea o să mă opresc asupra următoarelor chestiuni. Rolul științei în dezvoltarea prosperă a țărilor, potențialul uman, pregătirea cadrelor, rezultatele științifice principale ale anului 2015, inovarea calea succesului, integrarea în spațiul european de cercetare. Doamnelor și domnilor, o să vin cu un exemplu care demonstrează în mod elocvent importanța cercetării științifice în dezvoltarea prosperă a țărilor. În sală sunt reprezentanți ai Guvernului și sper că vor asculta cu atenție cum au soluționat problemele țării în timp de criză pe alte continente. În luna august 1991, împreună cu regretatul academician Sergiu Rădăuțanu, am întreprins o vizită de 2 săptămâni în Coreea de Sud, la 6 universități și centre de cercetare, precum și la 3 întreprinderi industriale. Această vizită, chiar în ajunul dispariției Uniunii Sovietice, a fost practic echivalentă pentru noi cu un zbor pe altă planetă. Atunci, în august 1991, am aflat lucruri care ar putea să ne fie de învățătură și astăzi. După război, în anii 50 ai secolului trecut, Coreea de Sud era într-o situație economico-financiară dezastruoasă, într-o groapă de potențial, cum spun fizicienii, ce au determinat agențiile de dezvoltare din Statele Unite să califice Coreea drept un coșmar, o groapă fără fund. Mai mult chiar, Congresul Statelor Unite a decis în 1956 să anuleze eligibilitatea țării pentru asistență de dezvoltare și a retrogradat-o la categoria asistență de sprijin pentru a menține standardele de consum. Și iată, în aceste condiții, Coreea de Sud a găsit colacul salvator, care, în decursul la 25 de ani, a adus-o printre cele mai dezvoltate țări ale lumii. Nu voi intra în detalii, dar voi menționa doar că adoptarea politicii proactive în știință și tehnologie a și reprezentat acel colac salvator pentru țară. Interesant că printre primii pași în realizarea politicii proactive în știință și tehnologie se regăsea achiziționarea echipamentelor necesare pentru pregătirea practică în școli, precum și a echipamentelor și infrastructurii pentru institutele de cercetare și, în primul rând, pentru Korean Institute of Science and Technology. Apropo, la Seul, la sediul central al companiei Samsung, am fost informat despre intențiile lor de a investi în regiunea noastră, inclusiv în Republica Moldova. Cu regret, intențiile lor așa și-au rămas intenții din cauza instabilității politice care s-a declanșat la noi de curând. Așadar, miracolul ascensiunii economice a Coreei de Sud s-a bazat pe știință, tehnologii, dezvoltarea potențialului uman. Noi astăzi suntem martori cum China a realizat un salt surprinzător și una din principalele explicații este dezvoltarea științei și a tehnologiilor. China actualmente este pe locul 2 în lume după numărul publicațiilor științifice. În 1996 fiind pe locul 14 în lume. Revenim la potențialul uman, pregătirea cadrelor. Actualmente, Academia de Știință a Moldovei are în componența sau 6 secții enumerate în tabelă. Potențialul uman care participă la realizarea proiectelor de cercetare și dezvoltare constă din 3.222 persoane, inclusiv 50 de membri titulari, 36 de membri corespondenți, 441 doctori habilitați și 1.421 doctori. Avem 883 tineri până la
35 de ani, sau circa 27%, fără schimbări față de anul precedent. Vârsta medie a cercetătorilor științifici este de 50 de ani. A doctorilor în știință de 54 ani și a doctorilor habilitat de circa 65 ani. Faptul că am atins vârsta medie a cercetătorilor științifici de 50 de ani reflectă situația pe care o avem la moment. Activitatea științifică rămâne a fi neatractivă pentru tine. Cifrele vorbesc de la sine. Aici vedeți graficele respective. Până la 35 de ani, cred, avem 27% la moment. Pe parcursul anului trecut au fost susținute 137 teze, cu 92 teze mai puțin decât în anul precedent. Inclusiv 125 teze de doctor și 12 teze de doctor habilitat. Cel mai mare număr de teze susținute se atestă la drept și economie și această tendință persistă deja de mai mulți ani. Totodată, în unele domenii importante, se atestă doar 2-3 susțineri de teze pe an. Este un dezechilibru strigător la cer. A venit timpul să întreprindem măsuri, de altfel în curând vom fi nevoiți să includem reprezentanții mai multor domenii științifice în Cartea Roșie. Rezultatele activității științifice. Înainte de a trece în revistă principalele rezultate ale activității științifice, voi menționa direcțiile strategice de cercetare aprobate de Parlamentul Republicii Moldova, care au fost acordate cu prioritățile europene de cercetare. Materiale, tehnologii și produse inovative, eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie, sănătate și biomedicină, biotehnologie, patrimoniu național și dezvoltarea societății. Aici vedeți, sau acest slide reflectă statistica eforturilor întreprinse de comunitatea științifică. În anul 2015, în total, au fost realizate 318 proiecte naționale, inclusiv 24 proiecte în cadrul a 5 programe de stat, 65 proiecte bilaterale, 78 proiecte internaționale, precum și 657 contracte economice. Adică, la fiecare 100 cercetători au revenit 10 proiecte naționale, 5 proiecte bilaterale și sau internaționale și circa 20 de contracte economice. Acum, cu permisiunea domnilor voastre, voi procede la analiza principalelor rezultate științifice obținute în cadrul secțiilor de știință. Rezonanța și impactul cercetătorilor vor fi abordate ceva mai târziu. Așadar, în anul 2015 a fost editată Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a treia. A fost fondată Rețeaua Internațională Interdisciplinară pentru prevenirea dezastrelor și de atenuarea poluării mediului în euroregiunea Dunăre de Jos. Au fost create concepte privind manifestarea memoriei, gândirii și conștiinței sanogene și elaborate 3 procedee euristice care permite a estima sanogenitatea reflectării componentelor constitutive corespunzătoare ale blocului neuropsihic cognitiv la om. A fost elaborată și verificată în practică tehnologia de tratare a apei subterane de la fabrica de panificație din orașul Tiraspol. Au fost obținuți compuși noi care pot fi utilizați pentru tratarea unor boli de natură fungică și bacteriană. Au fost elaborate principiile de asigurare a calității biomasei de spirulina patensis în condiții de stres oxidativ cauzat de condițiile industriale. Au fost identificate tulpini de microorganisme cu proprietăți valoroase și capacitate de creștere activă în medii cu concentrații mari de poluanți organici persistenți. Au fost elaborate generatoare de impulsuri pentru durificarea prin electroeroziune a suprafețelor pieților de mașini din oțel și au fost obținute acoperiri cu rezistență la uzare de zeci de ori mai mare decât a pieților nedurificate. A fost elaborat un instrumentar pentru
digitizarea textelor de limba română scrise cu caracterii chirilice și alfabete mixte. A fost realizată harta digitală a teritoriului Republicii Moldova, expunerea sistemelor teritoriale către manifestarea riscurilor climatice. Au fost elaborate tehnologii inofensive de protecție integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active. S-a demonstrat eficientizarea tratării semințelor culturilor cerealiere înainte de semănat cu ajutorul preparatului Rec-Valc. Au fost create și implementate un set de soiuri de triticale în diverse regiuni ale țării cu potențial ridicat de producție. A fost evaluat și rectificat fondul de arbori secular din Republica Moldova. Au fost create 8 genotipuri noi de nuc care posedă calități înalte de rodnicie și conținut de miez. Au fost elaborate mecanisme genetico-moleculare și fiziologice pentru rezistența florii soarelui la patogeni. A fost obținut ulei esențial din plante oleaginoase medicinale cu potențial antimicrobian și antioxidant. Au fost create noi molecule anticancer și a fost aprobată metodologia de sinteză dirijată a inhibitorilor moleculari performanți de proliferare a cancerului cervical și acelui pancreatic. Au fost selectați, testați, omologați, multiplicați și implementați 28 soiuri, hibrizi, linii și forme parentale de plante cu o productivitate, calitate și rezistență sporită. A fost menținut și multiplicat fondul genetic de plante și animale de căsilă ce constituie peste 21.000 de genotipuri. Prin metoda hibridării interspecifice și selecții individuale a fost creat, testat și omologat un noi sou de grâu comun de toamnă, nivelul de producție fiind cu 1,26 tone la hectar mai mare comparativ cu martorul. Au fost creați și omologați 3 hibrizi noi de porumb, porumbieni 310-8, 383-461, care posedă o stabilitate înaltă a producției la vabe de circa 14-15 tone la hectar. A fost omologat un nou soi de viță de vie, de struguri, pentru masă, și a omologat un soi de ardei dulce, care se caracterizează printr-o productivitate mai sporită, 50-20% față de martor și rezistent la condiții de stres termohidric. Au fost elaborate, perfecționate și implementate 23 de tehnologii, secvențe tehnologice, procedee și metode de cultivare a plantelor și întreținerea animalelor, de atenuare a eroziunii și menținerii fertilității solului, de păstrare dirijată, îndelungată și procesare eficientă a materiei prime agricole. Au fost testate și recomandate pentru aplicare 17 preparate noi de combatere a agenților patogeni și a organismelor nocive. A fost implementat sistemul de testare agrochimică a solurilor și tehnologia de aplicare a angajamentelor în gospodăria agricolă Climăuț Agro, regionul Dobrușeni, pe o suprafață de 700 hectare cu efect economic 85 lei la hectare. A fost aprobat un asă nouă de pești cu sol dispersați la Consiliul Tehnico-Științific al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. A fost creat nucleul de presiune de omentise, având o producție de lapte mai mare în medie cu 12,2%. Au fost elaborate și testate 18 rețete de nutrienți combinate cu valoare de plină pentru diferite grupe fiziologice de suine, realizate din materie prime autohtone. A fost elaborată o metodă nouă de creare în microfire a interfeței, izolator topologic supraconductor, cu perspective de aplicare în calculatoarele cuantice. Au fost obținute materiale noi pentru aplicații în generatoare termoelectrice. Au fost dezvoltate tehnologii de producere a unei noi generații de nanomateriale multifuncționale, flexibile, pentru aplicații în electronică, fotonică, senzorică și biomedicină. S-a efectuat testare și s-a demonstrat operabilitatea stațiilor terestre ale Centrului Tehnologii Spațiale UTM pentru conexiunea lor într-o rețea comună cu agențiile spațiale ROSA și ESA. A fost elaborat modelul tridimensional al transmisiei planetare precisionale prin stimulare dinamică și analiză cu elemente finite. A fost dezvoltat un model fizic nou pentru laserul puncte cuantice și feedback optic aplicat în sisteme de comunicație cu un gaz sporit de securizare.
fost elaborat și s-a început completarea softului computerizat portalul TB Moldova, care depozitează date relevante despre fiecare pacient cu tuberculoză din țara noastră și asigură monitorizarea evoluției bolii și eficacității tratamentului. S-a confecționat prototipul de stimulator al joncțiunii esogastrice, incarcabil prin transfer de energie fără fir. S-a introdus programul computerizat HUNET în monitoringul antibioticorezistenței microbiene la nivel de instituție medicală. Au fost identificați factorii de risc implicați în apariția accidentului vascular cerebral repetat, patologiilor chirurgicale ale tractului digestiv, maladiilor chirurgicale endocrine. A fost elaborată și implementată fișa de evaluare a factorilor de risc pentru accidente vasculare cerebrale. S-a stabilit valoarea de predictor al remodelării coronariene și miocardice după intervenții cardiace al celulelor progenitoare endoteliale circulante. Au fost evaluate particularitățile antigenice ale virusurilor gripale izolate în Republica Moldova. S-a elaborat metodologia, planning-ul și mapping-ul pre- și intraoperator de rând cu navigarea intraoperatoare și detalii ultrasonografice care au permis majorarea gradului de rezecție tumorală și păstrarea funcțiilor creierului. Au fost obținute în premieră în Republica Moldova matrici de celularizate ale ficatului, care ulterior ar putea fi utilizate pentru transplantare. Au fost elaborate metode microchirurgicale de tratament al glaucomului, rinitii cronice hipertropice, a infecției cu virus herpes simplex. Au fost elaborate recomandări pentru recuperare chirurgicală, anatomo-funcțională și estetică a bolnavilor după eradicarea tumorii în scopul restabilirii precoce a funcțiilor de respirație, deglutiție și vorbire. A fost elaborată metodologie de evaluare a competitivității naționale a Republicii Moldova. Au fost elucidate posibile configurații geopolitice și geostrategice la nivel global și regional, prin prisma realităților curente și viitoare de dezvoltare a țării noastre. Au fost identificate unele modele de acțiune în soluționarea problemelor socioeconomice și politice cu care se confruntă Republica Moldova. A fost elaborat studiul fundamental dedicat managementului academic. A fost realizat studiul enciclopedic Republica Moldova pe cale modernizării, în care au fost identificate particularitățile evoluției social-politice a Republicii Moldova. Au fost elaborate și publicate standardele de calitate ale instituțiilor de învățământ general și instrumentele aferente acestora. A fost fundamentat sistemul e-educație de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare din perspectiva dezvoltării competențelor profesionale. A fost stabilită structura portalului de resurse lingvistice pentru limba română care va conține dicționare generale, dicționare bilingve specializate, bază de date terminologice, corectorul ortografic, gramatical și stilistic, studii de articole de cultivare a limbii române. A fost definită teoria dialogică a textului literar ca sistem teoretic și o structură integrală de concepte fundamentale. A fost elaborat studiul profund, dedicat unei din cele mai dramatice evenimente din istoria națională, pacea de la București în 1812. A fost elaborat pentru prima oară în muzicologie autohtonă studiul care pune în valoare personalitatea Ludmice Cardemir în evoluția muzicii universale. Au fost identificate realizările, problemele și dificultățile în predarea, învățare și evaluare patrimoniului cultural în sistemul învățământului gimnazial. Au fost descoperite 6 monumente noi în urma verificării întreprinse asupra a 11 obiective arheologice. Unele rezultate marcante selectate. Descoperirea unui nou aranjament de spin de tip NEO. Deci esența principală a lucrării constă în descoperirea unui nou aranjament de spin, ce reprezintă un avantaj pentru designul dispozitivelor informaționale performante de generație nouă datorită dimensiunilor nanometrice și posibilității de manipulare a structurii acestora cu câmpuri de intensitate mică, lucrare publicată de dr. Gabrielitate Zurcan și colegii în Nature Materials, Impact Factor, reviste 36-50.
fitotehnie porumbeni la încercările comparative europene realizate în România, hibridul porumbeni 461 a atins cel mai înalt record, 19 tone hectar. Includerea acestui hibrid în registrul de plante al României, începând cu anul 2016, permite intrare pe piața Uniunii Europene cu semințe de porumb de marca porumbeni. A fost elaborat un sistem de management al bolilor și dăunătorilor la viță de vie, este un exemplu cu Institutul Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Aveți aici adresa electronică a acestui portal. Și, desigur, cu această ocazie, felicităm încă o dată laureații Premiului Național 2015, cercetătorii științifici Ion Băcnărel, Iuba Părețchi, Oleg Lozan, Vasile Jogmir, Leonid Voloșiu, Victorie Manov, pentru implementarea conceptului noului sănătăți publice în Republica Moldova și cercetătorii științifici Valentina Stratan, Vladimir Șutchen și Valeriu Dungă pentru lucrare științifică teorie ereditară a cancerului pulmonar. Impact socio-economic. Comunitatea științifică a venit cu o serie de elaborări și aici vedem sistem energetic în baza mașinii Stirling. A fost semnat contract de licență cu întreprinderea asta de Norhei. Dispozitiv hipotermic pentru aplicații neurologice s-a inițiat un proiect de transfer tehnologic și o serie de alte elaborări. Impact economic, în primul rând vreau să accentuez succesele sectorului agricol. Instituțiile din cadrul secțiilor științe agricole așa în anul de referință au realizat 326 de contracte economice cu diferiți agenți economici, obținând suplimentar mijloace speciale în sume de peste 57 milioane lei. Au fost elaborate 28 și implementate în producție 20 de numiri de mașini, echipamente și dispozitive de tehnică pentru agricultură. Au fost îndeplinite peste 120 de contracte cu agenți economici din țară și peste hotare, executate 369 de comenzi, comercializate producție tehnico-științifică în valoare de 32,7 milioane lei, din care piața internă 22,4 milioane lei, pe piața externă 10,30 milioane lei, Mecatro. Efectul economic real obținut de la comercializarea și exploatarea producției tehnico-științifice a constituit 7,9 milioane lei pe an. A fost, pentru prima dată, în Republica Moldova, a fost înființată o experiență cu 20 de soiuri de cătină albă din cele mai valoroase, omologate România, Ucraina, Federația Rusă, Germania, Universitatea Agrară de State Moldova și colectivul cu acest succes. Comunitatea științifică a acordat un suport substanțial autorităților publice, participând la fundamentarea politicilor publice și elaborarea de acte normative. În această ordine de idei menționez participarea activă la elaborarea unor strategii sectoriale, a strategiilor de dezvoltare socio-economică a unor regiuni, precum și a proiectelor de lege și hotărâri a guvernului. Exemplu. Au fost propuse 10 măsuri de diminuare a costurilor și îmbunătățirea calității vieții. A fost elaborat raportul privind evaluarea competitivității economiei naționale. A fost elaborată strategie de dezvoltare integrată a raionului Moșchei, de dezvoltarea comerțului interior din raionul Mezina. Strategie de dezvoltare a alimentației publice. A fost elaborat programul național de control al cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016-2025. Elaborată metodologie de calculare a normativelor dotării energetică a sectorului agricol, elaborate recomandări privind utilizarea apelor subterane în scopul irigării. Aici aveți exemple de elaborări seismologice și geologice puse la dispoziția autorităților publice și factorilor de decizie, nu voi intra în esență. Elaborări în domeniul energetic, puse la dispoziția Ministerului Economiei și Ministerului Mediului, în particular prognoza balanței energetice a țării noastre pe termen scurt și prognoza consumului de resurse energetice. Vreau să menționez că a fost efectuat auditul energetic la mai multe întreprinderi din țară. Suport pentru autoritățile publice, o platformă de discuții privind problemele dezvoltării societății informaționale în baza unui proiect. Este vorba de transfer
de experiență din țările Vișegrad, în Republica Moldova, au participat peste 400 de persoane, 31 primari, 24 secretari consilii locale, 17 șefi de lecții, adică este un exemplu cum să aducem excelența pe domenii concrete la noi acasă. Publicații științifice. În 2015 am publicat 7623 lucrări, inclusiv, desigur, și tezele la conferință. În 2014 au fost 9798. Monografie 139. Articole în reviste recenzate, asta aici vedeți, categoria A 10, categoria B 797, CESPA 6. Articole în reviste foarte de impact 324. Brevete de invenție 143. Față de anii precedenți, numărul lucrărilor a scăzut. Nu vă atrag atenția, monografii în 2014 242, în 2015 139. Deci au scăzut și la alte compartimente, unica creștere la teze, teze la conferință. Dinamica numărului de articole pe domenii publicate în reviste științifice din Republica Moldova acreditate, disponibile în format electronic, iarăși se vede o descreștere a numărului total. Distribuirea revistelor științifice acreditate pe domenii ale științei, nu vedem că aici avem economie și drept numărul maximal de reviste și, desigur, aici probabil că noi trebuie să creăm condiții mai dure pentru acreditare, de altfel, după numărul de reviste, o să fim printre lideri, nu numai în Europa, dar și în lume. Dinamica înregistrării revistelor din Republica Moldova în bazele de date internaționale și se are vedere în directorul Open Access Journals. Vreau să spun că aici avem succese. În 2015, 7 noi reviste care au intrat în directorul Open Access Journals. Avem actualmente în bază de date Thomson o revistă și în Scopus 4 reviste. Pe parcursul ultimilor ani, în acest domeniu se înregistrează o creștere și eu sper că această creștere va continua. Unitatea asistență. Actualmente, pentru a vedea cu ISCU, cine și ce prezintă, este de ajuns de intrat în bazele de date internaționale și asta se referă și la instituții, și la persoane. Și iată, Republica Moldova se apropie de cifra 10.000 publicații în reviste cotate ISI, reviste internaționale cotate ISI. Adică noi vom întâlni aniversarea 55 la fondarea Academiei și a 70 de la crearea primelor instituții care au stat la baza crearea Academiei cu 10.000 de publicații în reviste internaționale cotate ISI. Vedeți și dinamica creșterii. Și atât pe parcursul anilor, cu atât mai mult parcursul ultimilor 5 ani, de multe ori am auzit critici că, de fapt, codul din 2004 nu prea a influențat și nu prea a adus la o creștere esențială. Și sunt și aici în sală câteva persoane și eu vreau, știți, uneori cifrele vorbesc de la sine. Nu trebuie să aducem mari argumente. Și eu am analizat aceste cifre pe care nu noi le-am desemnat aceste grafice. Ele sunt în bazele de date internaționale, Thomson, Statele Unite, Institute of Scientific Information. Și atât dacă analizăm dinamica creșterii numărului de articole în stânga, vedem că până în 2004 undeva a fost constant numărul de articole publicate în reviste internaționale cotate ISI. Și era sub nivelul 250. Din 2004 s-a atestat o creștere și am atins cifra de 400 în 2014. Cifră record pentru comunitatea noastră.
Deci din 2004 până în 2014, de la 250 la 400. Și numărul de citări a crescut considerabil. Dacă până la 2004 am avut o creștere mai lentă, din 2004 s-a început o creștere, eu aș spune, rapidă. Și de la 1000 și vreo 200 citări pe an, am atins cifra de peste 5000 citări pe an. Acei care mai cred că codul din 2004 nu a influențat pozitiv asupra dezvoltării cercetării științifice, să analizeze cifrele din bazele de date internaționale. Indicele Hirsch al țării noastre, actualmente, este de 77. Asta înseamnă că avem 77 de lucrări cu un număr de citeri la fiecare lucrare mai mare de 77. Clasamentul internațional al centrelor de cercetare Webometrics Info, februarie 2016. Eu vreau să felicit. Multe instituții au vizibilitate foarte bună și aici nu mai mă refer la institutele din domeniul matematicii, informații, este clar că ele trebuie să fie prin lider, dar mă uit chiar și Institutul de Filologie, Credin Avocat, se află prin de 10 institute, asta este un succes, un mare succes. Academia de Știință actualmente este în 3 pe locul 346 în lume, câțiva ani în urmă era pe 505, anul 2014 a fost pe locul 306, actualmente pe locul 346. Diseminarea cunoștințelor în societate, publicații, eu aici nu o să mă opresc, am publicat lucrări în toate domeniile și asta este, de fapt, și o conlucrare bună cu societate. Inovarea care succesul. Dinamica numărului de brevete de invenții obținute, 143 în 2015, o mică scădere față de anii precedenți. Transfer tehnologic, finanțare la bugetul de stat 6 milioane, cu finanțare aproape 7 milioane lei. Și volumul total al producției inovaționale, 43 milioane lei. Este încurător faptul că în pofida finanțării tot mai precare de la buget, volumul producției inovaționale comercializate crește și o creștere s-a atestat și în 2015. Proiecte transfer tehnologic, istorie de succes, foarte succes. Proiectarea, producerea și încercarea combinatorului multifuncțional pentru prelucrarea solului, multă agrotehnică, elaborare și implementare tehnologiilor avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter, Universitatea Tehnică a Moldovei, fabricare de echipamente pentru utilizare eficientă a deșeurilor din lemn, incubatorul de inovare Inor Center, implementarea tehnologiei endoscopice, minimale invazive, în tratamentul tumorilor de bază craniană, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase, utilizând sterilizatorul SteriShred 250, întreprinderea experimentală chimică izomer, Academia de Știință, aprecierea stării funcționale a structurilor neuronale ale sistemului nervos central și periferic prin metoda examenului complex, Institutul de Medicină Urgentă, sistemul informațional distribuit, TICOM Network, Institutul de Matematică și Informatică, consolidarea infrastructurii terestre a Centrului Tehnologii Spațiale pentru simulare și monitorizarea zborului sateliților cu control local și teribilat, Universitatea Tehnică, și integrarea în spațiul european de cercetare, foarte succint, deoarece domnul președinte deja a menționat principalele succese, au fost 130 de propuneri, 180 participanți de Republica Moldova, 15 granturi câștigate în sumă de aproape 2 milioane euro. Și iată, în comparație cu țările din parteneriatul estic, luând în considerare numărul populației, Republica Moldova este cel mai activ participant la apelurile din cadrul programului Orizont. Se are vedere în parteneriatul estic. De 2 ori mai activă decât Armenia și Georgia, de 3 ori mai activă decât Belarus, de 4 ori mai activă decât
Ucraina și de 13 ori mai activă decât Azerbaijan. Aici vedeți cu ce țări noi colaborăm la promovarea proiectului european. Deci cu Italia, Belgia, Spania, Franța, Belgia, Portugalia, Marea Britanie, Ungaria, Polonia, Olanda, România. Numărul de proiecte comune, vedeți în partea de jos a slide-ului. Și apelul de concurs pentru stimularea participării în programul Orizont 2020. Despre aceste apeluri a vorbit domnul președinte Duca. Deci, doar câteva proiecte care se merită a fi menționate, am întâlnit câștigate anul trecut, stimularea excelenței științifice și capacitatea de inovare în microscopie holografică digitală, Institutul de fizică aplicată, în parteneriat cu mai multe universități și centre din lume, bugetul total al proiectului aproape 1 milion euro, din care peste 500.000 euro vor veni la Institutul de fizică aplicată. Și modele de atenuare a dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism, un proiect realizat de Institutul de Matematică și Informatică în colaborare cu alte centre din lume, proiect de 300.000 de euro. Și vreau să menționez și Asociația RENAM, operatorul ei infrastructurii Comunității Naționale de Cercetare și Educație, deci este o umbrelă pentru comunitatea științifică și universități și, de fapt, este un exemplu de consolidare a comunității. Și eu sper că așa exemple, în continuare, să avem mai multe. Inclusiv în realizarea reformelor în sfera științei și inovării, care asigur că este o chemare a timpului și anul acesta, aceste reforme vor fi realizate. Promovarea reformelor în sfera științei și inovării este o necesitate, o chemare a timpului. Reformele însă trebuie să fie realizate de experți care înțeleg esența cercetării științifice, rolul ei în dezvoltarea țărilor și prosperării societăților moderne. Eu vreau să fac referință aici la domnul dr. Alexandru Muraschi, care într-o emisiune televizată foarte corect a menționat că prea mulți experți care vor să realizeze, să implementeze reforme în știință. Până la urmă, cercetătorii științifici din institute de cercetare, din universități, din institutele memorale, ei trebuie să se pune cum mai bine de organizat cercetarea științifică în țara noastră. Știința este un element al culturii, stă la baza pregătirii universitare, exprimă nivelul de dezvoltare al societăților moderne, al societăților bazate pe cunoaștere și principalul reflectă perspectivele de prosperare în viitor a țărilor lumii. Pe parcursul ultimilor ani, savanții noștri au demonstrat că în mai multe domenii dispunem de potențial, suntem competitivi și, ca rezultat, am realizat cu succes pași concreți spre integrarea comunității în spațiul european de cercetare. Am reușit numai datorită consolidării noastre, fiindcă împreună reprezentăm o forță și suntem vizibili. Avem șansa istorică să promovăm reforme esențiale, păstrând unitatea comunității științifice. Cu regret, primul pas în direcția reformelor a fost întreprins cu stângul. Din emoare, curent, sursele financiare sunt distribuite prin mai multe ministerii, fapt ce generează dificultăți și ridică multe semne de întrebare. Ar fi o catastrofă pentru viitorul Republicii Moldova dacă școlile științifice, create pe parcursul a 10 de ani și recunoscute în lume, vor dispărea cu timpul din cauza problemelor financiare. Iar departamentele responsabile de managementul științei în cadrul ministerului vor supraviețui. Sper să depășim situația și să promovăm reforme veritabile, reforme cu impact pozitiv asupra cercetării științifice și asupra viitorului țării noastre, Republica Moldova. În final, în numele conducerii Academiei de Științe, aduc sincere mulțumiri membrilor Academiei,
директорului, rectorului, fondatorilor școlilor științifice, liderilor de echipe, tuturor cercetătorilor științifici, pentru munca asiduă. Dăruirea de sine, pentru aportul la dezvoltarea științei, fundamentul creierii unei societăți prospere, societăți bazate pe cunoaștere. Eu vă mulțumesc pentru